Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Legal Point. Sunt Cornel Drăvășan și astăzi, ca de obicei, împreună cu mine se află domnul Nicolae Cârstea, președintele Universului Juridic. Și spuneam amândoi împreună bun venit, doamnei conferențiar universitar dr. Monica Rațiu, de la Facultatea de Drept a Universității din București. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bună seara, doamna profesor. Trebuie să specific, așa cum am specificat și într-o anumită zonă a promovării emisiunii, că doamna profesor mi-a fost profesor în facultate și iată, mă bucură reîntâlnirea cu dumneavoastră, doamna profesor, în această calitate de invitat al emisiunii și de asemenea sper că vom vorbi un pic și în această seară despre calitatea de moderator al conferinței pe achiziții publice pe care o avem pe 17 iunie. Desigur, când ești mic în grad universitar, îți face plăcere să ți se spună domn profesor. Pe vremea aceea eram preparator, după cum mi-am aminteam mai devreme. Da, avem o istorie împreună și uite, au trecut peste 20 de ani de când ne-am văzut prima oară. Ceea ce nu știu dacă este îmbucurător. Depinde din ce punct de vedere. Avem, iată, o problematică interesantă, problematica achizițiilor publice, avem noi reglementări în această materie, o materie interesantă, cred că nu numai pentru publicul din domeniul juridic, are o sferă mai largă de aplicare. Aș vrea să începem, vorbim puțin despre această lege care a fost dată 98/2016 privind achizițiile publice, care sunt noutățile aduse acestui cadru legislativ în achizițiile publice. Inițiativa de a publica o nouă lege nu aparține României. Achizițiile publice sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene prin directive, având și anumite principii stabilite, statuate direct în tratat. Deci, iată, este o problematică de peste 30 de ani, pe care am întâlnit-o și noi în 2007, când ne-am alăturat acestui sistem și pe care încercăm să o înțelegem. Se observă că odată la 10 ani se publică noi seturi de directive, pentru că acest proces este într-o evoluție, abordarea achizițiilor publice este într-o continuă evoluție și odată ce se schimbă generația de directive, automat legile de implementare a directivelor de profil trebuie înlocuite. Practic, în 2014 au fost publicate mai multe directive. Legea 98 implementează directiva achizițiilor publice clasice, deci cele care se aplică achizițiilor altele decât cele sectoriale, deci de la creioane la execuție de lucrări de autostrăzi. Deci sunt cele cu care, practic, se întâlnesc majoritatea jucătorilor economici, reprezentanții ai sectorului public pe piață și, bineînțeles, operatorii care au de vândut produse sau lucrări sau servicii. Am observat, iertați-mă, o deosebită fervoare în legătură cu achizițiile publice la toți miniștrii care au trecut prin fața camerelor de la vedere. Exact, până în zilele noastre, oamenii sunt foarte, foarte circumspecți și curioși să vadă dacă au fost decizii înțelepte. E un domeniu fierbinte din perspectiva mea. O nouă legislație, doamna profesor, ce are la bază? De ce a fost nevoie de aceste modificări, de aceste noi implementări? Deci vă spuneam, exista o generație de directive publicată în anul 2004. Și în ceea ce privește achizițiile publice clasice și achizițiile publice sectoriale. Directivele privind remediile sunt puțin mai vechi, deci cele cu căile de atac. Și doar sunt modificate periodic, nu au fost niște înlocuiri spectaculoase deocamdată cu acte normative noi. Legiuitorul european urmărește achiziția publică în evoluția ei și la un moment dat ajunge la niște concluzii, cum ar fi: nu se mai justifică să împart serviciile în servicii de categoria A și servicii de categoria B. Deci asta este una din marile noutăți ale noii legislații. Deci după niște zeci de ani în care se urmărește procesul, comportamentul unor obiecte ale contractelor de achiziție publică din punct de vedere transfrontalier, se ajunge la concluzia că există cerere transfrontalieră sau nu există în legătură cu anumite elemente. La început, în anii 70, s-a considerat că serviciile nu sunt interesante transfrontalier și atunci toată lumea se concentra pe produse și lucrări. Încet, încet au existat voci care s-au ridicat și au spus, dom'le, anumite servicii măcar să fie verificate. Ele parcă ar avea apetență transfrontalieră și atunci haide să introducem într-o anexă serviciile cărora li se aplică integral directiva, în vigoare la acea dată. După un timp s-a observat că, de fapt, prezumția a fost greșită și că serviciile suscită interes transfrontalier. Și atunci, iată, între altele, noua legislație vine și spune
se aplică directiva integral serviciilor cu mici excepții. Și am o anexă mică de servicii care beneficiază de un regim light, un regim moderat, subțire, mai ușor de aplicat, mai puțin restrictiv. Dacă doriți să ne faceți astăzi o mică istorie a legislației în domeniu, poate că ne-ar ajuta să vedem în ce stadiu ne aflăm astăzi. Trebuie să mă întorc tot la ideea de Uniunea Europeană, pentru că vă spuneam, achiziția publică nu este o găselniță românească. Achiziția publică este despre cumpărare. Cel mai mare cumpărător de pe toate piețele sunt statele, nu numai statele membre, orice stat este cel mai mare cumpărător de pe piață. Cumpără produse, servicii și lucrări. Deci, iată, de toate. Problema este că acest cumpărător, dacă nu se comportă într-un anumit fel, disturbă piața. Poate să producă falimente ale unor persoane dacă favorizează alte persoane. Sau pur și simplu poate afecta concurența dacă impune niște condiții legate de prețuri sau mai știu eu ce alt comportament abuziv al unui cumpărător care dictează regulile sau care de fapt poate dicta regulile. Și atunci, din preocuparea de a nu împieta asupra pieței, asupra operatorilor din piață, în anii 70 s-a pus problema coordonării procedurilor de atribuire a contractelor. Deci, iată, nu o reglementare a contractelor, cum avem acum cu titlul de noutate, inclusiv modificarea contractului, reglementare propriu-zisă. N-ai voie să modifici contractul decât așa. Nu, la nivelul anilor 70, pentru că tratatul nu reglementează achiziția publică. Tratatul nu utilizează conceptul de achiziție publică, dar se referă la libertăți și, între altele, desigur, vedem în mișcare capitalurile, persoanele, deci iată, și produse, și lucrări, și servicii. Și atunci s-a pus problema ce să facem, cum să facem, pe de o parte pentru a construi împreună piața unică, deci să încurajăm cumpărătorii de pe toate piețele să cumpere de la toți vânzătorii stat, și pe de altă parte să îngrădim vânzătorii să se comporte abuziv. Nu cumva să acorde o preferință cuiva, nu cumva să trișeze. Și atunci încet au început să fie reglementate reguli inițial numai despre atribuire. Să fim transparenți, să dăm niște anunțuri de atribuire, să dăm anunțuri de intenție, să avem grijă, să avem grijă la aspecte legate de corupție, de favoritism, să încercăm să înlăturăm. Însă, bineînțeles că cam o dată la 10 ani, cât o nouă generație venea și perfecționa lucrurile. Pe de altă parte, în paralel cu aceste reguli de coordonare inițiale, a început să se dezvolte o jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene extraordinară, care a dezvoltat conceptele exprimate foarte ermetic în directive. Și a început să explice, de fapt, jurisprudența sfera, înțelesul cuvintelor. Odată la 10 ani, când se privea în urmă, se prelua și ceea ce s-a încetățenit ca jurisprudență constantă. Și atunci, directivele au fost tot mai largi, directivele au început să se despartă și directivele acum nu privesc coordonarea procedurii de atribuire, ci fiecare e dedicat unui sector. Achiziții publice clasice, achiziții sectoriale, concesiuni. Deci, pentru prima oară, concesiunile despărțite de achiziții. În 2004 le aveam tot alături de achiziții în aceeași directivă. Pe de altă parte, concesiunile de servicii, în generația anterioară de directive, nu erau alăturate concesiunii de lucrări. Pentru că tot așa exista senzația că concesiunea de servicii parcă n-ar trebui neapărat reglementată. Și uite, după atâta timp, nu mai e așa. Și începând cu 2016, în toate statele Uniunii Europene, concesiunea de servicii este strict reglementată. Ca o paranteză, în România, noi în 2006, când am implementat ce era atunci în vigoare, am aplicat regula strictă a atribuirii contractului de concesiune de lucrări și contractului de concesiune de servicii. Deci înaintea altora. Nu știu dacă a fost o decizie justificată. Pentru că alte state și-au favorizat proprii actori un deceniu. Iar noi ne-am repezit să fim mai catolici decât Papa. Am jucat corect, dar probabil nu eficient. Avem, iată, o nouă generație, practic ne aflăm la acest hotar al unei schimbări importante după aproximativ 10 ani, nu? După discuțiile pe care le-am avut până acum. Răspunde această nouă legislație nevoilor pe care fiecare dintre acești actori implicați le au? Sau, și care ar fi și noutățile foarte importante pe care le aduce această și legislație? Și legat de interesul național, pentru că, până la urmă, dacă noi suntem atât de amabili încât
oferim tuturor posibilitatea, de ce să nu avem și niște argumente naționale, să cumpărăm de la noi cât mai multe? Ce ne puteți spune în legătură cu asta? Că la momentul actual nu se mai poate. La momentul actual, legislația a devenit foarte strictă pentru toată lumea. Spre deosebire de perioada anterioară, de peste 10 ani, când la nivelul statelor membre se credea că contractele cu valori sub prag se pot atribui la bunul plac al autorității contractante, că cele specifice anexelor 2B, cum vă spuneam, anumite servicii, iarăși, se pot cam atribui cam cum vor statele. La ora actuală lucrurile sunt tranșate. A intervenit, desigur, și Curtea de Justiție cu câteva hotărâri care au clarificat lucrurile, a intervenit Comisia Europeană cu comunicări interpretative. Regulile acum sunt stricte, publicitatea se aplică în toate cazurile. Este bine să fie așa, pentru că se aplică tuturor așa. Adică nu era bine ca noi să fim foarte stricți acolo unde alții nu erau. Însă acum regulile stricte se aplică tuturor. Problema însă pe care o sesizez eu, uitându-mă la legea națională raportată la directivă, este că noi nu am preluat mecanisme foarte folositoare. N-am înțeles niște aspecte. Cred că nu le-am înțeles, pentru că rea voință nu putea să fie. Am putea porni de la scopul directivei. Dacă ne uităm la scopul directivei, asta presupunând că cineva are răbdare să citească preambulul actului normativ, dar știți, ca o paranteză, preambulul directivelor, în general, preambulurile actelor emise în Uniunea Europeană sunt un instrument fantastic care îți dă cheia de înțelegere a conceptelor din interiorul actului. Adică nu este o parte a actului normativ politicoasă în care se spune urmează să-ți dau un act, să-ți emit un act. Ci este o parte foarte serios redactată în care se explică noutățile și de ce se impun niște mecanisme. Și între altele se povestește ce se urmărește, domnule, cu directivele astea. Până la urmă statele trebuie să știe. Ori în preambulul directivei clasice, să ne rămânem în sfera directivei clasice, pentru că discutăm de legea 98, acum nu intrăm și pe zona de sectorială astăzi, se arată foarte clar că la ora actuală Europa, o Europa în criză, în tot felul de crize, care își dorește creștere durabilă și un anumit tip de dezvoltare, își dorește să renunțe la poluare, să meargă spre zona energiei verzi, consacră achiziția publică într-o strategie foarte importantă, Europa 2020, ca un instrument de construire al unui anumit tip de piață. Adică o piață competitivă, cu servicii de calitate, în care se urmărește reducerea poluării și se caută inovare. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că statele vor cumpăra produse bune calitativ. Produse din zona industriilor nepoluante. Aceste produse nu sunt ieftine. Nu? Un produs inovativ, nepoluant, nu va fi niciodată ieftin. Și atunci, cum poți tu să cumperi oare un produs foarte bun? Nu e ca și cum ne-am gândit la o mașină. Dacă e o mașină electrică cu niște capacități deosebite, o putea să coste oare foarte puțin? Niciodată. Avem chiar pe, în desfășurarea întrebărilor de astăzi această idee pe care dumneavoastră ați spus-o într-un studiu. Achiziția publică nu este despre cumpărarea celui mai ieftin produs existent pe piață. Aceasta este ideea pe care o... Cu siguranță. Da, și am ajuns acolo pornind tocmai de la acest scop al achiziției atât de bine exprimat. Bun, în preambul. Eu înțeleg, în preambul. Într-o chestie din asta banală, să zicem, da? Mergem la piață noi, persoane fizice, și avem două posibilități. Roșii românești au apărut acum și roșii din Turcia. Astăzi am văzut roșii românești 3,50 lei, roșii din Turcia 6 lei. Bine, eu aș spune o abordare roșie bio sau roșie cu... Am înțeles. Dar dacă gust, da, din Turcia, uh-huh, nu se compară cu ceea ce apare acum de la țărani... Însă este ieftină. Roșia românească este mai ieftină și mai bună. Uitați, chiar acum, da, în această zi. În general, e adevărat ce spuneți. Roșiile care vin din străinătate sunt cu gust de cauciuc și proaste. Și ieftine. Și ieftine, exact. De aceea se merge pe ideea de calitate. Asta vreți să spuneți. Da. Chiar dacă uneori este mai scumpă această calitate. Întotdeauna calitatea este scumpă. Ce se observă însă în documentele pregătitoare ale noilor directive este concluzia că s-a greșit foarte mult prin impunerea criteriului prețului celui mai scăzut.
De altfel, acel parlamentar european care a coordonat Comisia de Specialitate, care a prezentat rezultatele acestor lucrări și noua generație de directive, își deschidea discursul spunând, parafrazez doar, în sfârșit ne eliberăm de dictatura prețului celui mai scăzut. Pentru că prețul cel mai scăzut a creat monștri pe toate piețele, nu numai în România, mai ales în perioada de criză economică. Ori, ce s-a observat între altele? Că a folosi prețul cel mai scăzut nu este potrivit. Și atunci directiva îți spune așa, noi nu vreau să-ți interzic a priori, pentru că la negocieri, uite, au fost voci care au spus hai să păstrăm și prețul cel mai scăzut, că poate or fi produse în legătură cu care se potrivește acest criteriu. Însă, eu, legiuitor european, spune directiva, las putere statelor să decidă să înlăture cu totul utilizarea prețului celui mai scăzut sau să-l restrângă la anumite categorii de contracte sau autorități. Cu siguranță, spune directiva, atenție, nu se potrivește prețul cel mai scăzut la contractele de prestații intelectuale. Deci acolo unde chiar omul care realizează un studiu e important. Ei bine, aici dacă ne uităm cum am implementat noi, e un alt moment trist. Și v-aș trimite să citiți, v-aș trimite pe dumneavoastră publicul. Nu să mă credeți pe mine, eu sunt profesor și atunci probabil sunt și subiectivă. Mie îmi place domeniul acesta, îl citesc de zeci de ani, îl urmăresc. În sfârșit, sunt aproape de legiuitor european în sensul în care îi urmăresc raționamentele și atunci când nu le regăsesc în părțile acelea direct folositoare, mă întristez și am senzația că, uite, România din nou ratează niște mecanisme. Poate greșesc, dar v-aș trimite să vă uitați în codul achizițiilor publice publicat în Franța recent. Ori, legiuitorul francez spune așa, prețul cel mai scăzut se aplică numai în niște cazuri, numai cu privire la produse, deci atenție, nu lucrări, nu servicii, și sunt acele produse pentru care există o piață cu o ofertă foarte mare și consolidată. Cu alte cuvinte, dacă suntem într-o entitate contractantă și avem nevoie de creioane și nu pronunțăm, dar sigur ne vine în minte aceeași firmă, în sfârșit, care e bună și la un preț potrivit. Dar nu o să faci nu știu ce specificații tehnice ale creionului, pentru Dumnezeu. Te vei duce la magazinul din colț, bugetul e mic, ești în pragul de achiziție directă, vei cumpăra niște creioane care să fie bune, să nu ți se rupă în mână. Și desigur prețul va conta. Că o să te gândești, nu, cam cât să dau. Eu sunt mai o autoritate mai bogată, mai săracă, am bani, n-am bani. Și văd cum cumpăr acele creioane. Dar pe preț nu se pot construi autostrăzi. Sau se pot construi, dar vedeți dumneavoastră, ele curg. Literally. Și atunci, uitându-ne în legea 98, prima întrebare este, Doamne, dar de ce nu s-a restrâns folosirea prețului? Și legiuitorul va răspunde, așa mi s-a răspuns de câte ori am întrebat persoane care au lucrat la text, este o alegere a autorității contractante, nu le impunem noi să folosească prețul. Poate să aleagă să nu folosească prețul. Păi bun, poate să aleagă să nu folosească prețul, dar, având în vedere practica strictă a curții de conturi, și când spun strict, mă refer și la exagerările pe care cu toții le observăm. La căutarea acelui nod în papură nu e suficient de eficient și mie mi se pare că n-aveai nevoie de, nu e oportun, nu-ți trebuia plată nelegală, automat. În sfârșit, tot felul de disfuncții în zona organelor noastre de control ulterior. Va îndrăzni oare autoritatea contractantă să atribuie contracte altfel decât pe preț? Asta e prima întrebare. Și a doua observație. Păi nu e mai ușor să atribui contractul pe preț? Pe de o parte, nu te întreabă nimeni de ce ai făcut-o, chiar dacă cumperi un produs foarte prost, pentru că sigur ăla e cel mai ieftin. Și atunci nu ai reproșul și nu ai potențial cercetare penală că vezi, Doamne, ai cumpărat ceva scump. Și pe de altă parte, nu trebuie să te străduiești prea tare să inventezi criterii potrivite cu contractul, pentru că dacă nu e prețul, pe lângă preț, trebuie să găsești niște potrivite criterii tehnice. Și atunci nu mai bine să nu-ți bați capul. Iar dacă din întâmplare faci o achiziție pe care un jurnalist o descoperă că firma respectivă ar fi cumva într-o legătură directă cu un unghi al soțului care se află în directă procesare de cumpărare, atunci
S-a terminat. Adică, și ce sunt acolo? Este un conflict de interese acolo și da. Pe preț scăzut, dacă, și dacă îi cer mai ieftin, nu e bine. Așa este. Am observat un lucru în legislație și nu numai în cea românească. În general, legiuitorul vine în urma infracțiunii. N-are cum să preîntâmpine anumite... Ei, ar avea. Spune un profesor, vă cred foarte bine. Dar în general așa se întâmplă. După ce câțiva miniștri se vede că au cumpărat cosmetice de nu știu câte mii de euro, apoi se reglementează niște lucruri și oamenii onești care ar putea să vină după aceea se lovesc de o droaie de chestiuni birocratice și nu mai pot să-și facă treaba decât cu frica în sân că dacă cineva descoperă dintr-o întâmplare că am făcut niște achiziții care, mă rog, nici prin cap mi-a trecut. Sunt considerate nepotrivite, asta exact, e mare problemă. Asta este. Niște legături care... Cu siguranță avem o problemă reală în zona aceasta a controlului ulterior. Avem și niște suprapuneri de competențe între Curtea de Conturi și ANAP, deci Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Și amândouă organismele exercită control ulterior. Ele verifică același lucru, mai ales acum cu noua lege se vede și mai bine. E posibil să ajungă la rezultate diferite. Privesc cu curiozitate cum se va întâmpla când ANAP îți spune la preventiv că așa e bine, tot ANAP îți confirmă la ulterior că e bine și vine curtea peste 2 ani și spune că nu e și îți trimite la cercetare penală contractul atribuit. Aici este o zonă de ciudată neconstituționalitate. Sper să o sesizeze cineva și să o ridice. Și este un punct practic nevralgic. Concilierea acestor poziții ale... Da, normal trebuie să ne hotărâm până la urmă cine controlează. Pentru că dacă ai un organism specializat, unde ai niște persoane specializate pe așa ceva, nu toate țările europene au organisme similare a ANAP. Și atunci e firesc să-ți vină organul comun de control ulterior. Dar oare nu e mai bine să dai o funcție preventivă mare, control ex-ante extins, și acum avem un control ex-ante extins reglementat în sarcina ANAP și să lăsăm ANAP totuși să rezolve. Și dacă Curtea de Conturi observă ceva, să transmită la ANAP și tot ANAP să dea punctul de vedere, ca să fie o abordare unitară cu privire la niște acțiuni, plus că totuși specialiștii ANAP sunt construiți, sunt selectați, sunt acolo pentru a se dedica achizițiilor publice. Curtea de Conturi verifică mult mai mult de atât. Dar, în sfârșit, ăsta este un alt aspect. Întorcându-ne însă la preț, este simplu să atribui pe preț, iar funcționarul public de principiu ia calea simplă și este mai sigur să atribui pe preț după foarte multe hăituiri, unele justificate, dar unele nu. Și atunci, cum lumea știe din experiență că nu se știe când se supără vreun corp de control, că stai, că nu e numai Curtea de Conturi, la fiecare schimbare politică vine cât un corp de control care realizează un control pe aceste atribuiri și scrie ce crede el. Pentru că nu răspunde, pentru că actul pe care îl emite a decis de unul singur că nu e act administrativ, nu poate să-l atace nimeni și ți-l trimite în cercetare penală. Și atunci funcționarul, nu că i-aș lua apărarea, pentru că de obicei sunt destul de strictă cu funcționarii, am pretenții mari de la ei, dar oare nu e de înțeles că vor alege calea ușoară? Și atunci ce se va întâmpla? Se vor atribui în continuare contracte pe preț. Deși nu mai este neapărat reglementat, reglementat. La nivelul... La nivelul Uniunii s-a spus puteți renunța sau puteți să limitați. Francezii au limitat. Eu am observat. Deci, practic, și în România cum este conform? În România este la alegerea autorității contractante, dar tocmai vă spuneam că autoritatea contractantă nu va îndrăzni să nu-l aleagă. Mai mult decât atât, în presiunea cu Schengen, cu toate rapoartele care se dau cu MCV-urile, când... Procurori tineri încearcă să se evidențieze într-o anumită situație. E foarte riscant pentru cineva să decidă altfel decât să ia prețul cel mai mic. Foarte riscant. În ziua de azi, da, așa pare. Se vrea o anumită presiune și oamenii sunt deja, oamenii de bine, așa văd eu, sunt un pic terifiați de toată situația asta. Dacă mă ia, dacă mă saltă și, cum spuneți dumneavoastră, este foarte interesantă treaba asta, mi se pare. După 4 ani, ți-a găsit că în urmă cu 4 ani nu știu ce ai făcut. Nu, cineva a considerat că ai făcut, pentru că nu sau e sigur că ai făcut. Considerat. Cineva consideră că nu a fost suficient de, de bine. Nu discuți de o încălcare flagrantă a legii. Și gata, ești catalogat și după aceea poți să fii nevinovat că nu mai știe lumea. Deci este adevărat. Prima procesul impresie. Durează mult dacă e să ajungi la un proces. Pe de altă parte, ce mai este cumva și nostim când te uiți în reglementarea românească, una din comisiile finale de la Camera Deputaților, Comisia de Transport, una dintre comisiile de raport, dintre ultimele care și-au spus punctul de vedere,
A adăugat un aliniat. Bine, cei de acolo știau, simțeau că nu e în regulă cu prețul ăsta cel mai scăzut. A fost o tentativă de a-l scoate, de fapt la o comisie să se și vede că a fost șters, la comisia următoare a fost reintrodus și atunci tot ce au putut ei negocia, îmi imaginez, nu știu, n-am fost de față, dar din documentele publice aflate pe site-ul Camerei, se observă că au pus un caz expres în care nu se aplică prețul cel mai scăzut, și anume pentru infrastructura de transport, dar cea europeană. Și atunci vin și întreb, Doamne, dar ce logică are dacă tu ai o lucrare care este pe coridor, nu o dai pe preț, dar lucrarea de alături care nu cade pe coridor, vezi un Comarnic Brașov, de exemplu, nu ești pe o rețea europeană, acolo vei da pe preț sau plombările de acolo vor fi pe preț și plombările de pe Sibiu, Pitești nu vor fi? E foarte bine că infrastructura mare europeană nu se dă pe preț, dar Doamne, de ce nu toate lucrările de infrastructură? De ce nu toate execuțiile de lucrări să fie date pe criterii multiple, nu numai preț? De ce nu oamenii deștepți care țin de infrastructură din România asta sau cu, în colaborarea cu Uniunea Europeană, nu se gândesc și ei să se adune și să zică, domnule, uite, hotărâm această rețetă de asfalt, care este cea mai bună la nivelul României de tip calitate-preț. Dacă ca este cea mai scumpă, degeaba, probabil. Ei, nu, dar știți cum e. La calitate-preț, uitați că Sibiu Deva deja notăm, adică întrerupem, se prăbușește autostrada, adică sunt niște lucruri dramatice, sunt niște decizii teribile. Știi ce se întâmplă? Standarde de execuție a autostrăzilor există, iar ele nu sunt valabile doar în România. Deci există standarde de execuție. Din punctul acesta de vedere, dacă cineva execută cu bună credință un contract, acea autostradă nu trebuie să curgă. Nu știu exact ce s-a întâmplat cu acele autostrăzi unde lucrurile sunt dramatice. Însă ceea ce știu este că ele au fost atribuite pe prețul cel mai scăzut. Și mai îmi amintesc și sper să nu greșesc că au fost multe discuții și mirări cum o fi fost posibil să se oferteze sub 80% din buget sau poate sub 60% din buget câteodată. Și atunci aveți un răspuns. Nu e o problemă a standardului sau a rețetei. Acum, serios, dacă cineva vă pune să zugrăviți și nu aveți cu ce, doar pentru un metru aveți și trebuie să zugrăviți 10, ce o să faceți? O să îndoiți cu apă și o să crape zugrăveala. Ce alte elemente de noutate ar mai trebui subliniate? Deci este foarte important de observat, vă spuneam și la început, că legislația actuală nu are în vedere numai coordonarea procedurii de atribuire. Deci nu suntem numai în zona aceasta a observațiilor cum să te comporți autoritate contractantă în procedura de atribuire și ce drepturi are ofertantul sau potențialul ofertant. Avem foarte multe elemente de contract. Ori este important că avem așa ceva. Mai ales pentru țări cu mai puțină experiență, pentru că până la urmă România nu este nici Franța, nici Anglia, nici Germania, în sensul în care legiuitorul român, exponența legiuitorului român nu sunt cei care au creat sistemul. Și atunci, normal, ar trebui să te obișnuiești cu aceste instituții pe parcurs. Pe de altă parte, jurisprudența europeană este foarte vastă. Ori, între altele, actuala generație de directive a făcut centralizări ale jurisprudenței și a dat niște mecanisme noi. Și aici vă spuneam modificarea contractului. E foarte important să știi când îl modifici și cum îl modifici. De ce? Pentru că e nevoie să îl modifici. Cum era în România? Țineți minte că se spunea poți să crești valoarea unui contract cu 50%. După care s-a spus, nu e bine, că uite, este o cheie de fraudare, scădem la 20%. E, ce observăm acum din noua legislație? Că până la urmă, nu procentul e ceea ce contează, ci ceea ce contează este motivul. Și avem o succesiune de motive care, dacă într-adevăr se întâmplă, tu trebuie să modifici contractul, pentru că altfel, fie soluția tehnică adoptată nu va fi bună, dacă nu va fi bună, ea va crăpa. E posibil, Doamne ferește, ca în zona aia unde curge autostrada, între altele să observi că poate trebuia să faci un viaduct. Sau cine știe ce să observi. Adică s-ar putea să vezi că nu e atât materialul turnat, cât poate soluția tehnică n-a fost potrivită și în momentul în care constructorul a sesizat-o, să nu îi se fie aprobat schimbarea. De ce să nu îi se aprobe schimbarea? Pentru că noi pornim de la ideea că bugetul e fix, deși el e o estimare. Și pentru că noi nu vroiam să, ne-am angajat să nu creștem cu mai mult de 10% o valoare, adică să ai la contingent 10%.
nu e realist. La construcția de infrastructură mare, serioasă, nu e realist. Poți să ai uneori și o dublare de contract. Uitați-vă la tunelul între... Bine, acum nu e un exemplu cel mai potrivit, dar în sfârșit, tunelul între Franța și Anglia. Păi, dacă vă uitați, și construit de privați, în PPP, da? Deci management privat, unde nu poți să-i suspectezi pe oamenii aceia că ar fi deturnat fonduri sau că ar fi dat preferențial sau mai știu ce ar fi făcut. Și cu toate astea, aprecierea inițială, pentru că era o chestie nouă, nu cârpeai un drum, făceai o treabă nouă, e adevărat și complicată și inovativă acolo, bugetul inițial probabil s-a dublat. Se poate întâmpla să fie așa. Problema este că dacă nu ții cont de faptul că e nevoie să suplimentezi și nu suplimentezi, acel obiectiv nu se va realiza. Știți care este problema? În momentul în care un proiect de genul acesta ajunge să fie terminat și să fie la o calitate impecabilă, să dureze, în general, jurnaliștii, oamenii, legiuitorul, nu face foarte multe investigații în legătură cu, domnule, ai mărit sau nu ai mărit, așa am observat în presă, ai mărit sau nu ai mărit bugetul, ci ceea ce sare în ochi este, după ce ai dat un preț exorbitant, să vii și autostrada aia să crapești, să prăbușească. Da, atunci se fac investigații. Da, corect, dar eu am o rezervă. Prețul exorbitant în România nu erau. Eu știu că există legenda asta în presă. Dar față de bugetele estimate, bugetele ofertate fiind în plină criză, au fost am văzut niște comparații de multe kilometri de autostradă în România și kilometri de autostradă nu știu unde. Și era... Da, din punct de vedere al zonei... Eu nu vreau aici să iau apărarea nimănui, însă am tot lucrat ca expert în infrastructură și am lucrat încă de pe ISPA. În diverse, în arbitraje internaționale. Adică am observat și rezultatele expertizelor. Vezi, lucrurile astea trebuie spuse. Lucrurile public nu sunt chiar așa. În momentul în care se fac niște comparații, depinde cum le faci. Nu poți compara metru pătrat mediu dintr-o țară cu metru pătrat mediu din alta. Nu sunt așa. Pe de altă parte, licitațiile, repet, au fost prețul cel mai scăzut și s-au bătut toate firmele din Europa și au venit mult sub buget. După care au început să ceară schimbări de soluții, să ceară suplimentări de buget și nu s-a dat. Lipseau și mecanisme în lege și aici ne întoarcem. Acum avem niște mecanisme pe care nu le aveam. E adevărat că ele existau, pentru că ele existau în jurisprudența Curții de Justiție, însă legiuitorul român nu le-a preluat în legea anterioară, nu le-a explicat în vreun fel și noi am abordat lucrurile foarte strict, foarte scolastic și pe cifre. 20%. Dacă tu trebuia să crești cu 50, problema ta. Nu-ți dau 50. Și atunci omul a făcut din ce a avut, chestia a ieșit prost, după care s-au judecat și să zic că constructorii întotdeauna câștigă. Și știți de ce? Pentru că judecățile, până la urmă, care au loc la tribunale internaționale arbitrale, au loc într-o anumită echitate. Pentru că dacă omul a face dovada că chiar a plătit acele cantități, este ca o îmbogățire fără juste mei a părții celelalte. Și restul sunt amănunte. De ce proiectul tău n-a fost bun? Păi de aia n-a fost bun, pentru că l-ai dat și pe ăla pe preț. Pentru că și studiul de fezabilitate a fost făcut pe preț, pentru că studiile geotopo n-au fost făcute independent. Și pentru că la schimbarea contractului nu mi s-a aprobat că m-am confruntat și am început, exact, situația. Și de acolo pornim, pentru că noi nu luăm experți, noi luăm pe cel mai ieftin care vine și promite. Ori de multe ori ai o entitate mare la nivel mondial, dar care câștigând la un preț foarte mic nu își poate aduce proprii specialiști, ăia care au făcut rețelele acelea de autostrăzi care au stat în picioare. Și atunci ce fac? Subcontractează și ei. Cui? Unora care lucrează pe nimic. Trebuie să le rămână și lor o marjă de profit. Și atunci ce iese? Păi studiu de fezabilitate mai prost. Și de acolo pornești. Îți dă o estimare de buget nerealistă. După aia atribui lucrarea pe preț. Da, profesor, avem practic două entități. O entitate care achiziționează bunuri sau servicii, o entitate care oferă. Din punct de vedere al actualei legislații, există aspecte neclare, controversate, care îi pot pune într-o oarecare dificultate în situații de control, care ar trebui evitate și la care ar trebui să fie până la urmă atenți. Știți ce se întâmplă? Noua legislație românească, pentru că era treaba legiuitorului român să-ți organizeze bucătăria efectivă a derulării și operațiunilor și mișcarea birocratică a hârtiilor și numărul hârtiilor, pentru că numai un număr restrâns de hârtie dat de directivă, restul de dulap de biblorafturi, ni le gândim noi și ni le punem noi și ne îngreunăm noi, ca sistem, așa e sistemul legislativ românesc. O mare problemă în implementarea asta proaspătă are legătură cu faptul că nu îi se spune funcționarului, nu îi se pune în vedere niciun termen.
Deci n-ai termen cu sancțiune în legătură cu aspectul dacă ai deschis oferta, dacă ți-ai spus odată punctul de vedere și ai determinat câștigătorul, dacă ai avut bunul simț să semnezi contractul, după ce ai semnat contractul, ai dat ordinul de începere. Pentru că știți cum e, dacă vă uitați în cercetările, dosarele, urmările penale pe care le putem accesa în ultimii ani, o să vedeți că zona aceasta tulbure, abuz, luare, dare, cumpărare de foloase, în sfârșit, toată această zonă care nu bucură pe nimeni, e în legătură cu ce? Păi în legătură cu faptul că a câștigat omul contractul, dar nu îl semna. Îl a semnat, dar nu i-a dat ordinul de începere. I-a dat ordinul de începere, dar nu i-a plătit facturile. Deci, pe de o parte, un drept de viață și de moarte asupra contractantului și asupra contractului dat autorității contractante. Ea nu răspunde de nimic în legătură cu atitudinea pe care o are față de subcontractant. Și atunci, normal că pot interveni. N-am spus că toate autoritățile contractante fraudează. Bă, da, e o mare cale. Și dacă o observi, poate ar fi fost timpul să-i spui. În atâtea zile ești obligat să deschizi. Eu vă spun că se întâmplă uneori să nu se deschidă licitațiile luni de zile. N-au timp, n-au chef, nu trebuie să dea explicații. După ce au deschis, e posibil să ai licitație neajudecată ani de zile. Și aici vă spun într-un caz al meu ca și consultant. Am depus la un sector, nu contează, al municipiului București, care a făcut o licitație publică deschisă pe SEAP, da, absolut în regulă, buget mare, loturi multe. Deci iată, de, cum să spun, o muncă absolut decentă, în aprilie anul trecut ofertele. Nici în ziua de azi nu au fost evaluate. O fi bine? În timpul ăsta, ofertanții păstrează garanții de participare, nu știi ce să faci cu experții, nu îndrăznești să-i aloci în altă parte, că dacă totuși te declară câștigător și dacă îți dă ordin de începere și tu n-ai cu cine, n-ai, da? E, noua legislație nu vine să rezolve problema asta. Nimeni nu s-a uitat pe aspectul acesta. Și e feră să fie așa, pentru că grupul de lucru a fost format din funcționari. Grupul de lucru n-a fost mixt. Grupul de lucru care a scris acest text au fost funcționari și niște experți pe drept anglosaxon. Așa s-a întâmplat să fie. Ar fi fost bine să fi fost pe drept franțuzesc. Ar fi fost bine ca legea noastră să fi semănat cu codul achizițiilor publice din Franța. Știți cum e? Noi avem un cod civil. Fac o paranteză. Codul ăsta civil a stat 150 de ani, ăsta nou nu e atât de diferit de cel vechi și știm cu toții că este o carte care nu are nici norme metodologice, nici ordine prin care se explică ceva, nici ghiduri prin care ți se explică altceva, ci este doar o carte în care găsești răspunsul în legătură cu tot. Și vă întreb, dacă pe o problemă de familie, nu? Aveți vreo întrebare, oare nu găsiți toate răspunsurile acolo? Imaginați-vă că codul achizițiilor publice din Franța e la fel. Achizitorul public din Franța găsește toate răspunsurile într-un cod. Mare, solid, care răspunde la tot. Și care nu se pune în aplicare prin 7 rânduri de legislație. Și acum ne întoarcem. Noi nu am ales consultanți de tip francez. Am ales consultanți de tip economic anglosaxon. Deci experți ai băncii europene de investiții, economiști, nu juriști, obișnuiți pe sistemul anglosaxon, care nu e sistemul românesc. Ceea ce au ei acasă în Anglia funcționează pentru că sistemul este diferit. Ei bine, când... Și atunci ne întoarcem. Exclusiv funcționari cu experți anglosaxoni economici nu au observat aspectul acesta. Cum le-o fi bine ca funcționarul ăla să nu aibă niciun fel de limită în manifestarea nepăsării față de licitație, în caz că intervine, că nu toți sunt așa, dar unii sunt. Și reversul medaliei. Avem o listă de contravenții. Legislațiile achizițiilor publice din țările membre nu prevăd unele contravenții și infracțiuni în legătură cu achizițiile publice. Altele sunt mecanismele, că spuneați mai devreme, dom'le, dar oare s-o putea face ceva? Da, dar nu așa. Nu așa și nu la control ex post. Deci nu când s-a terminat totul, nu când s-a stricat autostrada, ci la contractarea autostrăzii. Și cine poate să facă? Poate să facă concurența privată de pe piață. Aia este cheia. Pentru că dacă concurentul cu o ofertă mai bună beneficiază de transparență și beneficiază de instanță de judecată cu care să anuleze actele nelegale ale autorității, aia este cheia
și nu un controlor cu un procuror peste 5 ani de zile, când oricum banii au fost cheltuiți. Și atunci, întorcându-ne, ne uităm la lista de contravenții. Deci la lista de contravenții, orice e contravenție, numai ceva ce realmente ar avea în legătură cu o greșeală din partea funcționarului, nu e. Există niște texte extraordinar de largi. Deci se spune, la un moment la un paragraf, orice încălcare a prezentei legi, ei, luați-o bază, orice încălcare a prezentei legi, să vedem cum o facem noi, să nu încălcăm chiar nimic pe lume. Că știți cum e o treabă și de interpretare, nu sunt toate normele imperative. Unele sunt și dispozitive. Și atunci cineva vine și spune, mă, parcă nu-mi place cum ai implementat-o tu. Și atunci, orice încălcare a prezentei legi care are ca efect încălcarea articolului cu principii. Între principii, între altele, putem avea nu numai transparența, că aia e simplă cu transparența. Ai publicat anunțe, ai asigurat-o. Dom'le, tratamentul egal, proporționalitatea. Astea sunt principii care se măsoară. Ori e posibil ca controlorul, când vine peste 10.000 de ani, să spună, cum de multe ori s-a întâmplat să se spună, și am văzut și eu asta, ca persoană în piață, fiind și avocat, am fost confruntată cu aspectul acesta, senzații de genul... Cerințele tehnice pe care le-ai impus au fost restrictive. Faptul că ai cerut 3 contracte similare a 5 lei, mi se pare mult. Trebuia să cer 2 contracte similare a 6 lei. Ceva de genul. Bănuiesc că și aici avem contravenție, dacă nu cumva s-a săvârșit în condiții în care să fie încadrată infracțiune. Și atunci ne întoarcem. Funcționarul public, pe de o parte, face ce vrea, ei, dar are parte și de controlori. Cine? Corpul de control al primului ministru, corpul de control al ministerului, curtea de conturi, cine o vrea și cine nu mai... ANAF, habar n-am, cine mai vine, care se uită la un moment dat și spune, eu zic că treaba asta nu e în regulă. Chiar dacă tu nu încalci o normă imperativă pe care să o înțelegi, în sensul că ăla a zis să faci ceva și tu n-ai făcut. Vine și spune cineva, ai fost restrictiv. Tratamentul legal nu l-ai asigurat cum mă așteptam eu. Pe la orice chestiune se poate... Evident. Și atunci, pe de o parte, ai locul acesta unde se poate exercita un abuz din ăsta primitiv, adică primitiv pentru un sistem de drept în sensul acesta, pe de altă parte, același abuz, tot primitiv, care se poate exercita de către funcționar față de operatorul economic. Operatorul economic ce poate face? Operatorul economic este și mai isteric decât era înainte. De ce? Pentru că descoperă noua lege, mai este și o lege interesantă, 101, cu remediile, în care observă că s-a mai introdus un pas procedural, acum suplimentar, care nu era. Și deși directivele europene au spus trebuie să scurtăm termenele, noi am scurtat termenele conform directivei, că n-aveai încotro, dar am adăugat o acțiune prealabilă. Deși cu toții știm că nu e autoritate de pe lume care odată ce ți-a dat o hârtie, să o schimbe numai pentru că îi faci tu plângere prealabilă. Bănuiesc că unul dintre aceste aspecte ați vrea să le clarificați și în cadrul conferinței. Multe aspecte vrem să le clarificăm, desigur, în cadrul conferinței. Ei, întorcându-ne la conferință, de ce facem noi conferință la facultate? Ar fi o întrebare. Mi-aș pune eu întrebarea, de ce face Facultatea de Drept conferință? La Facultatea de Drept am organizat singurul master deocamdată din România, având ca obiect de studiu achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat. Din multe perspective, și strict administrative, și de financiar public, și achiziții propriu-zise ca instituții de dreptul Uniunii Europene, dar totodată și pe zonă procesuală, pe zonă de concurență, pe zonă tehnică, avem și colaborări cu profesori de la construcții. Deci este, în sfârșit, un master deci, înseamnă care... Înseamnă că merge bine master. Noi așa ne dorim, sau noi așa sperăm, sau în sfârșit așa ne-am propus. Avem deja câteva generații de studenți și de la an la an sperăm să îmbunătățim acest loc în care... le prezentăm cele mai importante cărți care s-au scris pe achiziții în Europa, le arătăm cele mai importante studii, le arătăm fenomenul viu, fenomenul care duce la legislație pentru a înțelege de ce anume sau ce lipsește dintr-o legislație. Pentru că aici, în zona achizițiilor publice, fiind vorba de reglementarea unor instituții prin directive, dacă legea ta națională nu-ți dă un drept care există în directivă, tu poți să-l invoci în temeiul directivei. Asta trebuie să înțeleagă studenții noștri. Că indiferent cât de proastă ar fi legea națională, noi avem niște chei foarte importante în directivă și întotdeauna va trebui să le cunoaștem și să le invocăm acolo unde legea națională nu te ajută. Și acum, întorcându-ne, Masterul de Achiziții Publice, Concesiuni și PPP organizează conferințe bianuale în care are în vedere modificările în sectoarele respective, pentru că sunt niște sectoare în evoluție. Am avut și în anii trecuți, vom avea, sper, și în anii viitori,
conferințe. Ce ne propunem noi în aceste conferințe? Păi ne propunem, pe de o parte, nu să aducem în alți funcționari publici cu care să ne fotografiem, știți? Ministri. Și pur și simplu să fie de față, să fie lectori, cadre didactice care predau, care sunt chiar preocupate de aceste fenomene juridice și alături de noi câțiva experți ai Comisiei Europene, deci oameni care lucrează direct cu Comisia Europeană pe acest fenomen, deci pe fenomenul achizițiilor publice și care iarăși înțeleg filozofia, înțeleg mecanismele care s-au adoptat și judecători de la Curtea de Apel, secția contencios, care judecă, nu-i așa, procesele specifice de achiziții publice. Și atunci, practic, ce vom face noi data de 17? Ne-am propus să abordăm câteva articole, câteva mecanisme, nu sunt mai mult de câteva articole, care sunt cu totul noi. Deci ceva ce lumea n-a mai întâlnit până acum. Posibilitățile de a colabora, de exemplu, pe piață, înainte de a publica o documentație de atribuire. Știți, e o întrebare. Oare are voie un privat să-mi scrie caietul de sarcini? Că pare de penal. Da. Ei, aflăm că are voie în niște condiții. Deci pe data de 17 iunie, da, la Facultatea de Drept, în Aula Magna, sperăm să vină cât mai mulți. Doamna profesoară, este una dintre emisiunile care îmi pare foarte rău că se încheie. și în care m-am simțit ca un student, am stat și am ascultat. Da, și eu la fel, am fost o încântare. Doamne președinte, aveți ca de obicei niște cărți pe care vreți să ne le oferiți. Da, din partea ugemag.ro sunt cărțile, partenerul emisiunii, domnul profesor Stanciu Cărpenaru, cu o nouă ediție, a 5 actualizată, a Tratatului de Drept Comercial Român. Avem apoi domnul profesor Augustin Fuiera, Manualul Uniunii Europene, o ediție nouă. Drept succesoral, profesor universitar Dumitru C. Florescu. Doamna profesor Marieta Avram, Drept Civil Familia. Fișa de procedură civilă, Gabriela Răducan, Madalina Dinu. Fișa de drept penal, domnul profesor Alexandru Boroi și Simona Anghel. Și de asemenea, buletinul curților de apel, numărul 15/2016. Profesor, în curând și codul achizițiilor publice? Nu avem nicio șansă să avem codul achizițiilor publice. Au fost niște discuții preliminare și cu cadre didactice înainte de debutul acestui proces al implementării în legislația din România directivelor. Profesorii Facultății de Drept au sugerat un cod, au sugerat abordarea franceză, nu a fost acceptată. Legiuitorul român s-a gândit să fie așa, să fie lege cu norme de aplicare, cu ordine ale ANAP care vor clarifica diverse aspecte și, pentru că au existat consultanți, nu-i așa, de formație anglosaxonă, ghiduri care să explice. Nu este un lucru potrivit, pentru că în România ghidul n-are forță, ordinul are forță prea mică și acolo unde legea nu e clară, autoritatea contractantă n-are destulă școală ca să știe cum exact ce se întâmplă, ce a zis Curtea de Justiție și uite așa o să rămână o groază de nebuloase și foarte multe acte și când va trebui să se organizeze o procedură, bietul funcționar nu va ști de unde să înceapă. Sau va ști de unde să înceapă, dar va avea sentimentul că orice ar face nu se iasă bine. Nu sunt foarte optimistă. Probabil că ar fi fost o revoluție dacă s-ar fi ajuns la această soluție pe filieră franceză a unui cod. Încă avem un drum de parcurs și legislația noastră e organizată în felul ăsta, cu lege sau cod, norme... Lege, norme și după aceea alte acte care explică. Pe de altă parte, o lege bine scrisă cu niște definiții care să lămurească pe toată lumea nu poate fi decât o soluție binevenită în orice domeniu. Iar achiziția publică, eu nu știu cum pare ea, nu-mi dau seama dacă publicul crede că achizițiile publice sunt despre ceva marginal. Cele mai mari sume de pe piață se derulează în achiziții publice. Ați spus lucrul ăsta, că statele sunt cele mai mari. De cel mai mare cumpărător, iar cei mai mulți vânzători se adresează statelor. Toată lumea vrea să se adreseze să vândă statului. E adevărat că în România, cumva, tocmai datorită multor nereguri constatate,
asta este, sunt multe nereguli constatate de-a lungul timpului, cumva în legătură cu ideea de cumpărare de către stat s-a atașat concluzia de prezumție de corupție. Da. Dar peste tot în lume, vânzarea către stat, cumpărarea de către stat este o operațiune absolut normală, firească și care nu te pune pe o listă a rușinii, cum există în România, firmă abonată la contracte cu statul. Păi, pentru Dumnezeu, o firmă care construiește drumuri, cu cine ar putea lucra? Sau poduri? Da. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune în seara Mulțumim aceasta. Mulțumim, doamnei profesor. Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi doamna conferențiană universitară dr. Monica Rațiu de la Facultatea de Drept a Universității București, domnul Nicolae Cristea, președintele Universului Juridic. Vă dăm întâlnire data viitoare. Sunt Cornel Drăgășan. La revedere!